Roși pentru răul altuia, însă nu cred, după timpii pe care îi văd al acestor sportiv, că pot să scoată sub 46, cum a scos Dringo. Urmărim deci această a doua serie la 400 de metri plat băieți. Reamintim telespectatorilor că nu se va disputa finala, se vor calcula timpii celor două semifinale și se va face clasamentul general. 45-79 timpul lui Dringo din prima serie, urmat de Bosco Kianovic 45-98 și Parge Robert 46-36. Eu zic că cei trei, primii trei din prima serie stau liniștiți greu în această serie, cel mai mult timp în acest sezon, 46-94 pe culoarul 4, însă pe culoarul 2 acum din Ucraina, să vedem, este vorba de Alexander Pohorilko. Și el la 45. Și să vedem, da, iată, da, la mustață, poate le-a îngrăbuțit. Iată ce cursă a făcut ucrainianul. Extraordinară cursă, aproape de unul singur. Da, ce a explodat Alexander Pohorilko din Ucraina. 47 și 14, era cel mai bun timp al lui în... Da, posibil că nu a alergat în cele mai optime condiții, în chipul, în situația lui. Da. Is it?